invitatul din seara asta este Simeon Pop, care face un doctorat în antropologia creștinismului la Central, CEU, Central European University. Și ce să mai lasă, adică face un doctorat care a început acum mulți ani și pe parcursul căruia a făcut o grămadă de teren. Spuneam că lucrează pe antropologia creștinismului și în ultimul timp a devenit interesat de, de mobilizările politice, mobilizările religioase și politice și las pe el să vorbească. Mulțumesc! Se aude? Mulțumesc, Cătălina!